În această dimineață, la sediul Severnav din municipiul Drobeta Turnu Severin, a avut loc un eveniment deosebit. A fost lansată la apă nava Napoleon, o navă complet echipată după o pauză de 12 ani. Aceasta a fost finalizată într-un timp record și este de o calitate superioară. Cu o istorie de peste 170 de ani, Severnav S.A. este una dintre cele mai importante firme din acest domeniu în țara noastră. Activitatea șantierului naval din Severin ne face mândri nu doar la nivel național, ci în toată Europa. Șantierul naval Severnav Drobeta Turnu Severin a lansat o navă complet echipată după o pauză de 12 ani. Această etapă semnificativă reprezintă o demonstrație a inovației și a profesionalismului echipei de specialiști și confirmă asumatul față de excelența în construcția navală. Binecuvintează este sfințesc vaporul acesta, din stropilii cu aceasta a fost creștată, numele Tatălui, Sarfiului și al Sfântului Duh. Cred că e un început cu această navă echipată complet și pentru Turnul Severin și pentru Mehedinți și pentru România. Ce piețe vă propune să cuceriți? România și apoi Germania, Olanda, Franța. Deja avem contracte, sunt contracte în derulare și restul de la sine, vedeți și dumneavoastră ce am făcut și ce vom face. Lungime 110 metri, lățime 11,45, capacitate 3000 de metri cubi. Va transporta motorină, benzină, produsele astea petroliere, prose chimice, MTB, ETB, va circula între Constanța și Rotterdam, deci poate să meargă pe canale, are dimensiunile care sunt specifice, e dotată cu motoare generația 5, ECO, deci poluarea va fi mai mică și asta e principalul nostru obiectiv. Severnav S.A. este o companie listată la bursă care în anul 2022, prin prisma implicării managementului actual, a înregistrat o diversificare a portofoliului de clienți și a veniturilor încasate. Nava lansată astăzi, Napoleon, este menită să transporte produse petroliere și are anumite particularități, fiind realizată pentru compania Beotrade.com SRL. Foarte, foarte mândri, ziua asta este deosebită, lansarea la apă navei Napoleon. Este o navă care a fost construită împreună cu șantierul Severnav și cu ajutorul căruia vom face și echiparea completă a navei. Asta va reprezenta practic o nouă etapă în construcția navală. Ce este foarte important, că a fost făcută în timp record. Toate echipările, toate dotările sunt făcute la ultimul standard și îndeplinesc absolut toate criteriile cele mai înalte pentru navigație și cât și securitatea navigației. Iată că și constructorii români pot să realizeze lucruri deosebite. Absolut, asta este unul dintre scopurile noastre, să arătăm că se pot face lucrurile și în România și suntem chiar mândri de asta, că suntem prima companie care a dat încrederea acestui șantier, pentru că știm ce poate șantierul acesta și cred că în curând vor veni și alți clienți din străinătate. Unde va pleca nava după ce va părăsi? Nava va pleca cel mai probabil până la Viena. Va transporta produsele petroliere, Viena, Turnul Severin, Viena, Budapesta, deci practic toate transporturile vor fi în partea de Occident. Vă rog. Vreau să spun că este nava, prima navă care este construită în România și cred că este prima navă care a fost construită de la, începând de la Viena, aval. Deci vorbesc de tank petrolier. Până acum, cred că sunt mai mult de 20-30 de ani când nu s-a construit nicio navă de acest tip în această zonă. Lansarea acestei nave reprezintă o realizare semnificativă pentru șantierul naval Severnav și confirmă abilitatea de a construi nave de înaltă calitate, care îmbină performanța tehnică cu standardele de siguranță și eficiență. În cadrul șantierului naval Severnav S.A. sunt oameni care lucrează de ani de zile, iar momentele ca acestea, atunci când se lansează o navă la apă, reprezintă încununarea tuturor eforturilor. Sunt în șantier din 1990, iar pentru realizarea ei, cred că vreo 6 luni de zile.
complicat ce ați făcut acolo? Asta da, de data asta complicat. E prima navă după câțiva zeci de ani de... Am dat numai... Corpuri, iar cea din Dunăre e echipată total, cu echipamente de ultimă generație. Sunteți printre cei care mai știu să facă lucrurile astea, da, cei care au făcut. Există, mai sunt o parte dintre oamenii mai vechi, de 20-30 de ani, care ne dăm silința să ne facem treaba bine și, mă rog, cu cei tineri împreună? Cei tineri, da, sunt o parte mai tineri. Îi învățați și pe ei? Da. Care vor să învețe, învață. Ce simțiți când lansați o astfel de navă? Mândrie. Ce putem să simțim? Mândrie. E încununarea muncii noastre de 6 luni de zile. Tradiția și excelența acumulată în cele câteva decenii de activitate ne dau încrederea că și pe viitor această societate va juca un rol important în economia județului Mehedinți. Locurile de muncă oferite de această întreprindere au fost un real sprijin pentru severineni și nu numai.